Vă invit să deschideți împreună cu mine Scripturile la Evanghelia după Luca. Voi citi două versete din capitolul 3, versetul 21 și 22, și apoi voi citi primele 13 versete din capitolul 4. Mulțumesc. Evanghelia după Luca, capitolul 3, citesc versetul 21 și 22 și apoi primele 13 versete din capitolul 4. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu preiubit, în tine îngăsesc toată plăcerea mea. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis: Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Înapoi a mea, Satano, este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașă în acoperișul lui templu și a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Vă rog să vă reașezați. Radu Mariana, Dumnezeu să vă binecuvânteze. E bucurie în cer, e bucurie în sufletul vostru, în familia voastră, dar e bucurie și în sufletul nostru și în Biserica Învierea. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă țină Domnul tari lângă El. Asta și m-am gândit că fiecare dintre noi avem această mare binecuvântare într-o zi să ne întâlnim cu Domnul, să încheiem legământ cu Domnul în apa botezului. Însă, vedeți, începutul acesta nu este nimic altceva decât primii pași în viața de credință. Botezul nu este finalitatea umblării cu Dumnezeu. Botezul este începutul vieții de credință. Botezul este urmarea, așa cum ne-a spus fratele Luci, a unor condiții, asculți Evanghelia, te pocăiești. Faci pasul acesta și când te scufunzi în apă, mărturisești că ai murit împreună cu Hristos față de toate lucrurile care nu-i sunt plăcute lui Dumnezeu. Când ieși din apă, adeverești faptul că ai înviat o viață nouă pe care vrei să o trăiești într-o gloria lui Dumnezeu. Intri oficial în Biserica lui Dumnezeu și tot restul vieții tale ai harul și bucuria să-i slujești lui Dumnezeu. Numai că, așa cum spuneam, momentul acesta este doar începutul umblării cu Dumnezeu și după aceea vin diferite ispite. Acum vă spun punctul meu de vedere, cum înțeleg Scripturile. I-am auzit pe mulți spunând că după ce te pocăiești, vin toate talazurile și necazurile. Din punctul meu de vedere, viața este cea mai frumoasă trăită cu Dumnezeu. În viață, e adevărat, așa cum spuneau frații, mai trecem prin necazuri. Dar trecem, oricum trecem prin necazuri, că asta este condiția omului pe pământ. Diferența între omul care crede și se încrede în Dumnezeu este că atunci când trece prin necazuri, nu trece singur, e Dumnezeu cu el. Mai mult, omul care crede și se încrede în Dumnezeu are un Dumnezeu care să se roage când trece prin momente dificile și Dumnezeu intervine. Cea mai importantă decizie în viață este să-L urmezi pe Domnul și trăiești cea mai fantastică viață pe pământ. Minte luminată, pacea lui Dumnezeu la tine acasă, nu ești bătaie de joc a satanei, stăpânit de vicii și patimi. Când te întorci acasă, copiii sar în brațe, că s-a întors tata, s-a întors mama acasă, te înțelegi bine cu socrii, cu părinții, cu nații, cu natele, e raiul lui Dumnezeu la tine acasă. Asta o face pocăința adevărată. Nu există viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. De aceea vă felicit că ați luat cea mai bună decizie. A doua cea mai importantă decizie este cu cine te măriți, cu cine te însori. Domnul să binecuvânteze mariajul fiecare dintre noi și să ne ajute Domnul să ne bucurăm de familiile noastre, de căsniciile noastre. Când am crescut eu în biserică, era o vorbă celebră printre frați și printre surori, când își dădea câte unul cu ciocanul peste degete, lipsească ispita. Când cineva te enerva și îți venea să-i spui două la supărare, ca să te liniștești, spuneai, lipsească ispita.
Dacă se întâmpla ca soră la bucătărie să mai ars puțin mâncarea, lipsească ispita. Dacă ceva nu ieșea bine, de exemplu am cântat în afară, ceva nu ieșea chiar cum ne-am fi dorit noi la execuție, era lipsească ispita. Ei, ispita aceasta nu lipsește întotdeauna. Ispita aceasta vine în viața fiecăruia dintre noi. Și de dimineața până seara, fiecare dintre noi ne confruntăm cu diferite ispite. Cuvântul pe care l-am pentru voi și cuvântul pe care l-am pentru noi toți se intitulează Cele trei ispite de după botez. Cele trei ispite de după botez. Au fost ispitele Domnului Hristos și sunt ispitele fiecăruia dintre noi, implicit și ispitele voastre. Prima este aceasta de a pune sub semnul întrebării ce spune Dumnezeu. Prima ispită de după botez în cazul Domnului Hristos, în cazul meu, în cazul tău, în cazul fiecăruia dintre noi, este să punem sub semnul întrebării ce spune Dumnezeu. Tocmai ce am citit, că Iisus Hristos este în apa botezului, Dumnezeu Tatăl mărturisește despre El, Tu ești Fiul meu prea iubit. Și diavolul în pustia ispitirii pune sub semnul întrebării identitatea lui Hristos. Chiar ești Tu Fiul lui Dumnezeu? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, demonstrează lucrul acesta prin diferite fapte speciale, prin adevărate minuni. De atunci și până astăzi, diavolul nu face nimic altceva decât să pună sub semnul întrebării identitatea noastră. Va pune și identitatea voastră sub semnul întrebării. Chiar sunteți voi fii și fiice de Dumnezeu? Chiar vă iubește Dumnezeu? Chiar sunteți ascultați de Dumnezeu? Chiar sunteți voi oameni mântuiți? Oare chiar m-a mântuit Dumnezeu? Oare chiar mi-a iertat toate păcatele? Oare chiar mi-a dat Dumnezeu o viață nouă? Diavolul pune sub semnul întrebării identitatea lui Hristos și îți va pune sub semnul întrebării identitatea ta în Hristos. Apoi, ascultarea de Hristos, diavolul testează. Ascultarea de Dumnezeu. În cartea Deuteronomului stă scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și acum Hristosul lui Dumnezeu este în pustiu, postește 40 de zile, se subînțelege că bea apă în timpul acesta, pentru că flămânzește, nu setează, vă rog să remarcați detaliul acesta, și este foame. Și atunci se pune următoarea întrebare, Hristos ascultă de Dumnezeu până la capăt? Diavolul testează ascultarea. Oare poți tu, Iisuse Hristoase, să trăiești doar prin cuvântul lui Dumnezeu? Oare ce se întâmplă dacă nu asculți de Dumnezeu? Ce se întâmplă dacă nu te rogi? Ce se întâmplă dacă nu citești Biblia? Ce se întâmplă dacă nu postești? Ce se întâmplă dacă nu vii duminica la adunare? Ce se întâmplă dacă, nu știu, te porți urât cu soțul tău, cu soția ta? Ce se întâmplă dacă mai fentezi la locul tău de muncă? Ce se întâmplă dacă nu ești un om integru? Ce se întâmplă dacă nu te porți cu sfințenie în familie, în societate? Ce se întâmplă dacă nu-L asculți pe Dumnezeu? Ascultarea voastră și ascultarea fiecare dintre noi, diavolul o pune sub semnul întrebării. Oare ce se întâmplă dacă nu asculți de Dumnezeu? O altă chestiune pe care o aduce diavolul sub semnul întrebării este ajutorul lui Dumnezeu. Iisuse, de 40 de zile tu postești. De 40 de zile n-ai mâncat nimic. De aici din pustiu până în Ierusalim sau până undeva unde poți să-ți cumperi ceva de mâncare este drum lung. Iisuse, ce o să se întâmple cu tine dacă te-o prinzi foamea și leșind pe drum? Oare chiar îți va purta Dumnezeu de grijă? Și uitați-vă să vedeți ceea ce spune Scriptura este că într-adevăr Iisus Hristos se încrede în Dumnezeu. O mare problemă pentru cei care se întorc la Dumnezeu este încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Tu dacă te încrezi în Dumnezeu, oare vei avea ce să mănânci? Dacă tu te încrezi în Dumnezeu, oare o să ai pacea lui Dumnezeu? Oare o să ai succes? O să ai propășire? Diavolul în permanență ne pune sub semnul îndoielii, a întrebării, identitatea, cine suntem noi în Hristos, ce presupune Hristos pe noi. Ne pune sub semnul întrebării ascultarea. Oare chiar trebuie să asculți de Hristos în totul? Și dacă nu asculți, ce se întâmplă, Doamne? Toată lumea nu ascultă de Dumnezeu. Și foarte important, în momentele cele mai grele, pune sub semnul întrebării ajutorul Dumnezeu. Oare chiar va veni Dumnezeu în ajutorul tău? Oare chiar vei putea să trăiești cu ceea ce se numește cuvântul lui Dumnezeu? Oare vei putea trăi din salariul tău? Vei putea trăi din business-ul tău? Oare va veni Dumnezeu la tine în vizită la spital să-ți dăruiască vindecare? Oare va intra Dumnezeu în sala de operație cu tine să lucreze prin doctor? Oare va lucra Dumnezeu pentru tine? Nu cumva Dumnezeu va pleca departe? Oare chiar mai există Dumnezeu în apropierea ta? Oare chiar îi pasă lui Dumnezeu de tine? Oare rugăciunea ta, postul tău, cercetarea ta în fața lui Dumnezeu, apropierea ta de Dumnezeu, oare chiar contează? Oare chiar se întâmplă ceva când tu te rogi? Oare chiar se întâmplă ceva când postești? Poate a trecut ceva vreme, poate a trecut un timp, un an, poate au trecut 5 ani, poate au trecut câteva luni și nu s-a întâmplat nimic și se pune întrebarea, oare chiar va interveni Dumnezeu? Noi am vrea de îndată minuni, noi am vrea de îndată să lucreze Dumnezeu, dar uneori Domnul parcă întârzie din punctul nostru de vedere și se pune următoarea întrebare. Oare chiar va veni ajutorul lui Dumnezeu? Cei mai mulți oameni, când trece timpul, obosesc. Uitați-vă să vedeți în războaie, știți cine câștigă?
când nu e vorba de o forță foarte disproporționată unii raport cu ceilalți, cei care au mai mare rezistență. Toți oamenii de succes din business, din politică, din lume în general, se califică prin această rezistență, rezistența în fața problemelor. Adică până unde poți să mergi, până unde nu cedezi, până unde nu-ți pușcă nervii, până unde nu te topești. Diavolul vine și spune, auzi, nu va veni ajutorul lui Dumnezeu. A trecut o săptămână, au trecut câțiva ani de zile, nu se va întâmpla nimic. Și diavolul zice, auzi, nu se va întâmpla nimic. Iubiții mei, prima ispită de după botez pentru voi și pentru noi toți de altfel este aceasta de a pune sub semnul întrebării ce ne spune Dumnezeu. Identitatea noastră în Hristos, ascultarea noastră de Hristos, ajutorul din partea lui Dumnezeu. Povestește odată un frate, zice, frate Dan, am fost la o slujbă și predicatorul vorbea despre vindecarea lui Dumnezeu. Și zicea în felul următor, auzi, dacă ai o problemă de sănătate, Hristos este prezent în adunare, este gata să te vindece. Pune, zice, mâna unde te doare, zice, și Domnul e gata să te vindece. Frate, zice, eu mi-am pus mâna unde mă doare. Mă dorea ce parcă sub costițe. Și când îmi pune mâna la coaste, încep să mă rog, Doamne, vindecă-mă, Doamne, am durere, așa mai departe. Și după ce am terminat rugăciunea, nu s-a întâmplat nimic. La care mi-am zis-o în mintea mea, știuta mea că nu s-a întâmplat nimic. Și am stat și mă gândit, așa suntem cei mai mulți dintre noi, știuta mea că n-a fi nimic. Dar am slăbiciuni spirituale, n-am putere spirituală, mă rog, oare chiar crezi că în această zi Domnul te va umple de Duhul lui Cel Sfânt? Ai venit la adunare și Dumnezeu spune, auzi, sunt gata să-ți ierți toate păcatele, să-ți dau o viață nouă. Oare chiar crezi că se va întâmpla lucrul acesta? Adică când te rogi, tu chiar îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt? Vii la adunare și ai o problemă în familia ta, în căsnicia ta, lucrurile nu arată bine. Pruncii tăi, nepoții tăi, cumnații tăi, lucrurile nu sunt bune în casa ta. Oare chiar crezi în această zi că Iisus Hristos, care este prezent în adunare, în urma rugăciunii, va lucra pentru tine într-un mod special? Dumnezeu să ne ajute să nu mai punem sub semnul întrebării ce ne spune El. Oare chiar te iubește Dumnezeu? Păi dacă te iubește Domnul, de ce mai ai probleme? Pentru că trăiești, măi frate. Tot așa, o soră avea probleme de sănătate și tot o mărs beata pe la doctor, avea o vârstă înaintată și a venit necăjită la păstor. Frate, zice, păstătă pe inimă, duc, mama, o leacă mă mânghe, așa doctorul mă mai, știu eu, mă încurajează, îmi dă câte cava calmante, dar zice, nu mai face bine până-i lume. Măi soră, zice, știi cine face bine până la urmă? Zice, pământul cel galben. Câtă vreme trăim, realitatea este că toți mai trecem prin situații dificile, dar ascultați-mă, Dumnezeul nostru este de partea noastră. Dumnezeul nostru lucrează pentru noi. În ziua aceasta, ia minte la acest lucru, diavolul te va ispiti în permanență să pui sub semnul întrebării ce zice Dumnezeu. Auzi, chiar merită să te implici în lucrarea lui Dumnezeu? Chiar merită să susții lucrarea Domnului? Chiar merită să faci tu ceva pentru Domnul? Păi dacă faci ceva pentru Domnul, nu știu, îți pierzi timpul tău de familie, îți pierzi timpul tău de odihnă, îți pierzi timpul tău de meci, de film și așa departe. Chiar merită să faci ceva pentru Domnul? Merită. Cea mai fantastică viață este viața cu Dumnezeu. Ascultă-mă, Dumnezeu îți dă minte, Dumnezeu îți dă pace, Dumnezeu îți dă bucurie. Pe ce pui tu mâna, El pune binecuvântarea. Este o viață fantastică să slujești Domnului cu tot ce ești, cu tot ce ai. E cea mai minunată decizie să-i slujim Domnului. Când noi ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu începe să deschidă zăgazurile binecuvântării și El plouă peste noi binecuvântările Lui, slăvit să-i fie numele. Asta e experiența mea de viață. Cu cât te apropii mai mult de Domnul, cu atâta Domnul îți poartă mai mult de grijă. Cu atâta Dumnezeu lucrează mai mult pentru tine. Când nu intervine de urgență, Dumnezeu are un plan binecuvântat, dar peste ani și ani zici, Doamne, mare ești, Doamne, înțelepte, și Tu ai lucrat cu adevărat și atunci când eu n-am văzut. De aceea niciodată nu te îndoi de iubirea lui Dumnezeu. Niciodată nu te îndoi de purtarea Lui de grijă. Auzi, dacă diavolul ți-a ceva în viață sau ți-a viața ceva, Dumnezeu îți dă pe de altă parte. Întotdeauna fii convins că Dumnezeu îți va purta de grijă. Cele trei ispite după botez, prima ispită, pune sub semnul întrebării ce spune Dumnezeu. Vine Domnul la Avram și spune, Avrame, într-o zi voi dărui un copil. Și Avram are undeva la 75 de ani. După 24 de ani, Avram este puțin supărat. Doamne, zice, iată că mă apropiu de final și nu am niciun copil. Și moștenitorul casei mele știu cine o să fie. Și Domnul spune, ascultă-mă, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și nevastă ta, Sara, îi va purta în brațe un copilaș. Sara e undeva la câțiva metri, e într-un alcor și aude și începe să râdă. Și Domnul care este acolo de față spune, Sara, nu râde, că așa se va întâmpla. Ea se dă în spate, spune, dar n-am râs. Ba, Domnul spune, ai râs. Ascultă-mă, Sara, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la voi să vă vizitez și tu vei avea în brațe un copil. Și așa s-a întâmplat. La 100 de ani, Avram și 90 de ani, Sarai, Dumnezeu le dăruiește un copil. Acum știți care este numele băiatului? Isaac. Câți dintre voi știți ce înseamnă Isaac? Eu am căutat în Scriptură să văd ce înseamnă Isaac. Râs. Cu alte cuvinte, Domnul zice, auzi, ai râs, măi, Sarai, când ți-am spus că îți dau un copil la 90 de ani și bărbatul tău la 100 de ani? Ai spus, așa ceva nu se poate? Iată, băiețelul tău va fi numit Râs.
Să-ți aducă aminte că tu nu l-ai crezut pe Domnul. Asta înseamnă, Isaac, râs. Să-i aducă aminte, dai râs, măi, Sarai, când erai în cortul tău acolo. Pentru că Dumnezeu tot ce spune, El face. Aveți această convingere de plină, Radu Mariana, că Dumnezeu întotdeauna tot ce ține, tot ce spune, El se ține de cuvânt. Oamenii se mai cotesc, se mai întorc în stânga, în dreapta, dar Dumnezeu întotdeauna se ține de cuvânt. Niciunul dintre noi să nu mai punem sub semnul întrebării ce ne spune Dumnezeu. Doi, dacă vrei să faci față în mijlocul ispitelor, fii mai preocupat de lucrurile spirituale. Uite, a doua ispită este aceasta, să fii mai preocupat de nevoile tale pământești. Asta e a doua ispită, să fii mai preocupat de nevoile tale pământești. Dar dacă vrei să biruiești ispita aceasta, fii în contrapartidă mai preocupat de cele spirituale. Uitați-vă, vine la Domnul Hristos să-i ofere confortul. Asta este ispita de a fi mai preocupat de nevoile pământești. Iisuse, ești în pustiu, n-ai climă, n-ai, nu știu, temperatură bună, este foarte cald aici, dar ascultă-mă, fii mai preocupat de confortul tău. Auzi, să mănânci o pâine bună, să-ți meargă bine. Și de atunci și până astăzi, diavolul ne ispitește pe fiecare dintre noi să fii mai preocupați de confortul nostru decât de împărăția lui Dumnezeu, decât de biserică, decât de lucrurile spirituale. Să fii preocupat de confort. Apoi spune Iisuse, dacă te arunci cu fața la pământ și te închini înaintea mea, uite, îți dau toate împărățiile acestei lumi. Cu alte cuvinte, îți asigur succesul. De dimineața până seara, omul fuge după succes. Succes profesional, succes material, succes peste succes. Omul este preocupat de succes. Și Domnul primește această ispită. Dacă te arunci cu fața la pământ înaintea mea, dacă bați palma cu mine, zice Satana, eu te ajut să ai succes. E o vorbă din bătrân, zice, care, așa, înțelege-te bine cu Satana până treci podul. Și apoi fiecare cu treaba lui. Ei, nu funcționează. Asta îi propune, asta îi propune lui Hristos. Iisuse, îți asigur succesul. Apoi, ce vrea omul? Una dintre cele mai mari nevoi ale omului este nevoia de acceptare. Fiecare dintre noi tânjește după acceptare. Și spune felul următor, dacă te arunci de aici, de pe templu, de la 56 de metri înălțime, aici pe pietrele acestea, toți care se aruncă aici pierd. Dar dacă tu te arunci, se va împlini cuvântul, vor veni îngerii, te vor lua în brațe, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră și să mori. Și toată lumea te va aplauda, toți vor remarca că într-adevăr tu ești Fiul lui Dumnezeu. Foarte important, uitați să vedeți, îi propune diavolul confort, îi propune succes, îi propune acceptare. Spuneți-mi, e ceva diferit de atunci până astăzi? Ce ne propune diavolul astăzi mai mult ca oricând? Nu ne spune să căutăm mai mult lucrurile noastre pământești? Uitați-vă să vedeți, atâția oameni sunt preocupați de ce mașină conduc, de ce casă locuiesc, de ce haine poartă, dar nu sunt preocupați de viața de rugăciune. Atâția ta sunt preocupați să mai aducă 5 lei în plus, dar n-au timp 5 minute să se roage cu soțiile și copiii lor. Păi hai spuneți-mi, cinstit vorbind, unde e pocăința, unde e spiritualitatea? Atâția oameni stau de vorbă cu unii cu alții, dar le e greu să facă 2 minute de rugăciune. Unde e pocăința noastră? Noi ca oameni suntem ispitiți în permanență de diavolul să fim mai preocupați de lucrurile noastre pământești. Știți de ce? Pentru că din păcate noi trăim într-o societate consumeristă. Rămân mirat pe măsură ce timpul trece că oamenii, de exemplu, astăzi au nevoie de foarte multe concedii. Deja te simți parcă rămas în urmă dacă te duci într-un singur concediu. Vorbeam zilele trecute cu cineva și și-au făcut planul pe anul viitor deja vreo 4 concedii. Zic, Doamne mare ești. Și gata, am fost să-l întreb, auzi, da, de cele spirituale, cât de cât te-ai preocupat, așa să zic, bă, uite, mi-aș face un plan de o săptămână de post și rugăciune să lucreze Dumnezeu în casa mea. Noi trăim o vreme în care suntem foarte preocupați de lucrurile pământești, confortul nostru, să ne meargă bine, succes profesional, din cauza faptului că unii caută succes peste succes, nu mai au timp de rugăciune, n-au timp de biserică, aud spunând, trebuie să mă duc cu prunce la fotbal, trebuie să mă duc cu prunce la not și nu vin la rugăciune. Păi spuneți-mi, unde i-ați vrea, în cer sau în iad? Frații mei, cine își vrea prunci în cer și aduce la adunare, cine vrea prunci lui în cer, se roagă cu ei. Există această ispită de a fi mai preocupat de nevoile tale pământești. Poți să le dai ce vrei tu, dacă nu le dai pe Hristos, nu te ajută la absolut nimic. Noi ar trebui să fim mai preocupați de lucrurile spirituale, pentru că în permanență diavolul vine și îmi spune confort, succes, acceptare, pe toate le-a propus lui Hristos. Și de atunci până astăzi, omul le caută pe asta mai mult decât toate. Să-i meargă bine, să aibă profesie puternică, să facă bani, să fie acceptat de ceilalți, să-l accepte. Mă, să te accepte colegii tăi, să te accepte vecinii, să te accepte. Tu nu zici nimic de Hristos. Cu alte cuvinte, toate astea înseamnă bunăstare. Și am stat și m-am gândit și mi-am adus aminte de ceea ce spunea Tolstoi la un moment dat. Este o întâmplare foarte frumoasă, foarte interesantă. Cât pământ îi trebuie un om. Și Tolstoi face vorbire despre faptul că un mare boier din Siberia și-a scos proprietățile, și-a scos pământul la vânzare.
Și-a venit și un mujic sărac, un țăran sărac, așa le spuneau rușilor, și-a venit la boierul acela ca să cumpere pământ. În vremea respectivă, cine n-avea pământ nu prea era văzut. Cu cât avea mai mult pământ, cu atât erai mai apreciat. Și se duce el cu 1000 de ruble la boierul acela și îi spune: boierul, vreau să cumpăr pământ. Boierul spune: auzi, îți voi da pământ pe 1000 de ruble cât vei putea să cuprinzi cu piciorul. Cât cuprinzi tu cu piciorul, tot pământul este al tău. Singura condiție este, înainte de apusul soarelui, să te întorci de unde ai plecat. Orbătul palma, o plătit 1000 de ruble și apoi a început să alerge de mânca pământul. De dimineața o tot alergat, și se bucura cât pământ o câștiga și zice: o să fiu bogat, o să am foarte mult pământ. Nu o să fiu mai prejos de ceilalți, o să am pământ. Și tot fuge și tot câștigă pământ. La un moment dat se uită așa spre cerul și vede că soarele începe să apună. Intră puțin așa, parcă într-o panică: ce să fac? Să mă întorc înapoi, să nu pierd tot ce am câștigat, sau să mă duc să mai cuceresc pământ? Și ia decizia să meargă să cucerească pământ și aleargă, spune Tolstoi, de mănâncă pământul, să cucerească și mai mult și mai mult pământ. La un moment dat se uită: stai, Domnule, că soarele stă să apună. Intră în panică, intră în criză, se întoarce, începe să fugă, un sprint de nu mai poate. Și la un moment dat, gata, când este gata să apună soarele, ce să vedeți, ajunge de unde a plecat. Dar când ajunge să atingă mâna boierului, piciorul boierului, în ultimul moment cade jos și face infart, își dă duhul. Toată lumea rămâne mirată și boierul zice: luați-l și îngropați-l. Faceți-i o groapă de 2 metri pe 1, pentru că atât pământ îi trebuie un om. Iubiții mei, realitatea este că noi cunoaștem acest lucru. Hai să fim cinstiți, toți am fost pe la câte o slujbă de mormântare și cu toate acestea parcă nu înțelegem această realitate. Cunoaștem lucrul acesta, dar nu înțelegem realitatea. Cât ne trebuie până la urmă? Pavel spunea că dacă avem ce să mâncăm, cu ce să ne îmbrăcăm, este suficient, de acolo încolo e mai mult. Care dintre noi în ziua aceasta, când stăm în prezența Domnului, n-avem ce să mâncăm, n-avem ce să îmbrăcăm? De ce nu avem somn noaptea? De ce nu avem pace și bucurie? De ce se ceartă soțul cu soția? De ce sunt oamenii cuprinși de depresie și angoasă? Cea mai mare problemă contemporană este depresia. De ce? Pentru că trăim într-o societate consumeristă. Totul se învârte: ce mănânci, ce bei, unde te duci, ce îmbraci. Și oamenii nu-și dau seama că se prăpădesc pe ei înșiși, familiile lor, pentru că sunt mai preocupați de cele pământești decât de cele spirituale. Să vă ajute Domnul și pe voi și pe noi toți, ca în această zi să luăm decizia să fim mai preocupați de lucrurile spirituale decât de cele pământești. Hristos stă și predică Evanghelia, vorbește despre mântuire și doi frați se ceartă pe avere. Unul dintre ei spune: Hristoase, stai puțin din predică. Și Hristos se oprește din predică și spune: Doamne, avem o moștenire și fratele meu nu vrea să împartă averea cu mine. Fă-mi tu dreptate, rezolvăm problema. Și spune Scriptura că Iisus zice: auzi, măi omule, cine m-a pus pe mine judecător peste averea voastră? Și Domnul spune o întâmplare. Un om s-a dus la câmp. Era un om bogat, prosper financiar. S-a dus la câmp și a văzut că toate înfloresc, toate rodesc într-un mod special și e plin de bucurie. Și în timp ce se uită la toate recoltele acelea îmbelșugate, spune în sine însuși în felul următor: știu ce am să fac. Mă voi duce acasă, voi strica grânarele cele vechi, voi face altele mai mari, voi aduna toată bogăția roadelor mele și voi spune: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Mănâncă, bea, veselește-te și odihnește-te. Și chiar în momentele acelea se aude un glas din ceruri care cunoaște taina sufletului său și spune: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul, adică eu ți-am dat sufletul omului, ți-l cer înapoi. Și tot ce pregătești tu, a cui va fi? Și spune Domnul, tot așa va fi la finalul vremurilor cu toți aceia care se îmbogățesc pentru lucrurile materiale, pentru viața aceasta și nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Știți ce mă gândesc odată cu trecerea anilor? Pentru că oamenii zic în felul următor: dacă ești printre cei mai tari, te duci la 70-80 de ani. Domnul să ne dea la tăți 100 de ani, ca la japonii și la francezi, că îi trăiesc mult. Dar până la urmă viața se încheie. Stau să mă gândesc cât am adunat noi pentru Dumnezeu. No? Fă-ți o întrebare în această dimineață, puneți întrebarea aceasta în modul cel mai cinstit. Cam ce ai făcut tu pentru Domnul? Eu vă spun sincer, am auzit frați spunând ăștia așa foarte, foarte pioși: frate, numai după ușa cerului. Măi, frate, acolo e foarte mare aglomerație. De când mă știu în adunare, tot ziceam: numai frate, când mai ales unul face câte o bocănă, numai acolo după ușa cerului. Ăla e loc ocupat. Ce mai ocupat? Ce frumos ar fi să zicem: Doamne, aș vrea cât mai aproape de Tine. Cât ai făcut tu pentru Dumnezeu? Dacă ar fi Domnul să-ți răsplătească ceva, uite, să te duci acum, în momentele următoare, la Domnul, ce ar putea să răsplătească Domnul la tine sau la mine?
Cei mai mulți dintre noi, cinstit vorbind, ne îmbogățim față de noi, să ne ducem noi viața bine aici, să avem un confort foarte frumos, să fie bine pus la punct apartamentul, casa, mașina, hainele, să avem ce să mâncăm, să nu ducă lipsă pruncii noștri, să trăim o viață decentă, toate sunt bune. Dar când astea sunt pe primul loc, e o problemă. Suntem preocupați de succes și normal să fim preocupați să avem succes în munca noastră, dar când asta este obsesia noastră și mai venim de Domnul, este o problemă. Suntem preocupați să fim acceptați și normal că ne dorim să fim acceptați, dar când asta este obsesia noastră, și pentru asta lăsăm pe Domnul deoparte, facem de toate, batem palma cu satana până trecem podul, iubiții mei, este o problemă. Haideți în această zi și voi, dragii mei, și fiecare dintre noi, să luăm decizia de a rezista aceste ispite. Și a doua ispite este să fii mai preocupat de lucrurile pământești. Dimpotrivă, caută-L mai mult pe Domnul și împărăția Lui și Dumnezeu îți va purta de grijă și Dumnezeu ne va purta de grijă. Cele trei ispite de după botez. 1. Pune sub semnul întrebării ce spune Dumnezeu. 2. Fii mai preocupat de lucrurile pământești, de nevoile tale pământești. Și 3. Nu mai spune stop la nimic din ce-ți dorește inima. Nu-ți mai spune stop la nimic din ce-ți dorește inima. Eram prunc, mergeam cu tramvaiul, nu-i niciodată reclama aceea, era dacă îmi doresc eu. De ce să-mi refuz această plăcere? Hristos este flământ și mâncarea este o fericire. În momentul în care omul este flământ, dacă mănâncă, se degajează acolo în organism un hormon al fericirii. Omul e fericit dacă mănâncă bine. De asta ne place să mâncăm. Se creează o stare de bine. Când mâncăm, biologic vorbim, medical vorbim, ne simțim bine. Hristoase, 40 de zile de post înseamnă când ți-e foame și nu mai poți de foame, mănânci cea mai bună stare. Ești irascibil, ești nervos, ești agitat. Ei, ia mănânc o lecuță și imediat te liniștești, Iisuse. Dar cum să mănânci? Făcând o minune egoistă? Contrazicându-L pe Dumnezeu, Tatăl care spune că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? Uitați-vă să vedeți. Lui Hristos i-a fost poftă să mănânce, pentru că era foame. Și pofta aceasta este o ispită pentru fiecare dintre noi. Pofta ochilor. Te uiți, unde îți place ție? Chiar dacă îți compromiți pocăința și integritatea și îți tulburi liniștea. Sunt oameni care trăiesc în imoralitate și îți distrug căsniciile. Sunt copii care fac prostii așa de mari și își ruinează tinerețea. Nu se pot abține de la poftele acestea nelegiuite, relații poate nepotrivite în afara căsătoriei. Sunt oameni care de dragul mâncării îl trădează pe Dumnezeu. Îl vând pe Domnul pentru 30 de arginți, pentru, nu știu, să le meargă mai bine, să mănânce o pâine mai bună, un salariu mai bun, un câștig mai bun. O altă ispită pentru Hristos a fost ispita puterii. Zice, auzi, dacă mi te închin, mie îți dau toată puterea din această lume. De atunci și până astăzi, fiecare dintre noi avem ispita puterii. Nu există om care să nu fie ispitit cu această ispita puterii. Nu înseamnă că neapărat trebuie să ai o funcție de conducere undeva, dar ascultă-mă, ispita puterii se arată în mod special în familie. Un bărbat care nu înțelege ce înseamnă autoritate și ce înseamnă să fii un bărbat moale. Da? Unii pe extremă, ori sunt bărbați foarte moi că n-au nicio putere în casă, apoi din partea lor dărâmă-se casa, prunce sară pe mobile, dă-te cu te de pământ, nicio autoritate în casă. Ceilalți, păzească Dumnezeu, pruncii trebuie să meargă pe vârfuri. Să respire numai când le dau ei voie. Uite, asta e un exces de putere. Nu știu, să fii un om preocupat de putere, să-ți domini soția. Bă, cine face mai mulți bani sau cine face bani în casă? No, fii atent la cineva asta. Eu am văzut femei care n-au voie să consume 5 lei fără acceptul faraonului. Și dacă faraonul dă ștanța, poate și sora să-și cumpere o rochiță. Dacă nu, e vreme de criză. Dar el... Îți folosești puterea sau o soție, mă, știi ceva, ți-ți place, nu știu ce de mâncare sau alte chestii, nu-ți fac mâncare, nu, ce puteți face? Ești un pocăin, dar nu mi-i bate. Și atunci stai tu îmbufnat ca frate, sora, acolo, fiecare încearcă să-l domine pe celălalt. Ispita puterii, ispita puterii la locul de muncă, mă, cine are ultimul cuvânt? Puterea aceasta este o mare ispită și diavolul ispitește pe Iisus Hristos cu ispita puterii. Familia să-ți n-au pace și liniște, pentru că fiecare încearcă să îl domine pe celălalt. Iubiții mei, ispita aceasta puterii a fost și la Iisus Hristos. O altă ispită este ispita minunilor. Nu vi se pare puțin ciudat ceea ce spun acum? Cum adică, domne, e o problemă cu minunile? Nu e o problemă cu minunile. Minunile sunt foarte bune, le dorim, dar a umbla după minuni în mod special este o problemă. Adică când spui în felul următor, auzi, ia aruncă-te de aici jos și eu sunt convins că vor veni îngerii, dacă ești fiul lui Dumnezeu, te vor lua pe mâini ca nu cumva să te prăpădești. Asta este o ispită, ispita minunilor. Adică provoacă-L pe Dumnezeu să facă minuni. Bă, de ce să mai mă duc eu la doctor? Da, bă, mă vindecă Dumnezeu. O, Dumnezeu te vindecă și prin minuni, dar se poate să te vindece și prin doctor. De ce să, știu eu, să am nevoie să mă duc la lucru? Păi să-mi dea Dumnezeu pâine ca în somn. Nu sunt niciodată pe un cunoscut de-a meu din Europa care a zis că mă minunat lucrează Domnul. Era pe ajutor social. Numai bacardul și ies banii.
Nici nu mai trebuie să lucrez nicăieri. Ispita aceasta să facă Dumnezeu, nu știu, ferestre în cer, să-mi dea pâine din cer, fără să fac absolut nimic. Ispita aceasta, nu știu, Dumnezeu să mă vindece imediat când eu mă rog. Toți ne-am dorit ca Domnul să lucreze de îndată ce ne rugăm. Nu există om în această zi aici care să nu-și dorească ca Dumnezeu să lucreze de îndată pentru el. Dumnezeu să-i rezolve o problemă de îndată ce se roagă. Dumnezeu să-i dea pâine pe masă de îndată ce îi cere lucrul acesta. Dumnezeu să facă o minune specială pentru el. Ascultați-mă, nu întotdeauna Dumnezeu face minuni. Minunile vin, există minuni, Dumnezeu face minuni și astăzi, dar nu întotdeauna se întâmplă minuni. Minune, prin definiția cuvântului, este ceva excepțional. Noi ne rugăm ca Domnul să facă minuni și credem și am văzut minuni. Personal am trăit minuni. Dar nu întotdeauna Dumnezeu face minuni de îndată. Întrebarea este, când nu face Dumnezeu minunea pe care ți-o dorești, ce faci? Mai vii la adunare, te mai rogi, citești Biblia, te mai implici? Cei mai mulți sunt creștini de vreme bună, însă când vin încercările peste ei, Domnule, n-a făcut Dumnezeu minunea, se lasă și pleacă și nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte că la un moment dat vorbeam cu cineva și îmi povestea despre o cunoștință de-a lui, omul acesta. Era un om puternic la început. Omul acesta se ruga, citea Biblia, predica, toate mergeau bine în viața lui, până la un moment dat când a început să aibă probleme cu băutura. Avea ceva probleme la locul lui de muncă și încercând să-și rezolve problemele de la locul lui de muncă, nu putea să le rezolve, nu putea să depășească situația aceea. Și în amărăciunea lui, că este pe punctul de a-și pierde serviciu, de a-și pierde siguranța economică a familiei, omul acesta a început să bea. Și a început să bea acasă, câte puțin, mai venea la biserică, dar mai bea așa în privatul lui. Și la un moment dat a fost restructurat, a fost dat afară de la serviciu. Atât de amărât a fost că și-a pierdut locul acela de muncă, trudise mult acolo, era foarte important să se identifica cu acel serviciu. Și-a pierdut tot. Și când a pierdut tot, a intrat într-o depresie foarte puternică. În mijlocul depresiei a început să bea. Și a început să bea tot mai tare, tot mai tare. Și atât de mult bea încât efectiv nu se mai ține pe picioare. Bun înțeles, duminica mai vin la adunare pentru că voia să se întâlnească cu oamenii la adunare, erau și ei să stea acasă. Dar omul acesta avea probleme foarte serioase cu băutura. Și tot a început în situația cea delicată cu locul lui de muncă. La un moment dat soția spune, mă, vezi că bei și ai început să bei mai mult decât tu ți-ai propus la început, că ai zis că numai cât e un păhărel, două la început. Uite, bei cam mult, vezi că o să ai probleme, vezi că ne certăm, vezi că diavolul își bate joc de viața ta, de spiritualitatea ta, de pocăința ta. Și nu asculta, beia. La un moment dat îmi povestește fratele păstor situația aceasta, zice, ne întoarcem duminica de la adunare. El mai venea de ceva vreme la adunare, când venea, când nu venea și de vreo câteva duminici nu mai venise. Și când mă apropiu eu așa de casă, era vecinul meu, mă uit și nu vine să cred. Omul acesta ploua așa mărunțel, cam cum ploua acum, și zice, era tolănit într-un șanț. Nu mi-a venit să cred, era beat. M-am dus, l-am luat în spate, efectiv, era plin de noroi, l-am dus acasă. L-am pus la masă și spun, măi frate, de ce lași pe diavolul să-și bată joc de viața ta? Ai trăit frumos, ai slujit frumos, acum la bătrânețe vrei să compromiți totul? Plângea, frate Dan, îmi povestește păstorul acesta, plângea în hohote și îmi spunea, promit frate că nu o să mai beau. Dar uite, am necazuri, nu mai am din ce să-mi plătesc cheltuielile, am fost dat afară de la serviciu, pe nedrept, am fost harnic, am muncit, uite, situația a fost dură cu mine și beau să-mi ne camarul. Și i-am povestit, îmi spunea fratele, cu cât bei mai mult, cu atâta nu te ajuți, ci îți îngreunezi viața. Și îmi promitea că nu o să mai bea. Bea din nou, bea din nou. A mai trecut ceva vreme și omul acesta a plecat în veșnic și a murit. Și în momentele acelea trebuia să pregătesc un mesaj la mormântare. Și m-am tot gândit la un mesaj pe care să îl aduc înaintea celor care sunt prezenți. Și mi-a venit în minte acel cuvânt care spune, vai frate, despre acel profet care a început bine, dar a sfârșit rău. Știi ce mă gândesc? E foarte important în viață să mai spui stop la ceea ce nu este bun. Sunt oameni care nu pot să-și refuze anumite pofte păcătoase, care au această ispită a puterii de a-i domina pe cei de lângă ei, pe soț, pe soție, colegii la serviciu. Au ispită aceasta de a-și teroriza copiii cu autoritatea lor, de a-și impune punctul de vedere. Îți distrugi căsnicii, îți distrugi toate relațiile importante. Sunt oameni care au această ispită în permanență să facă Dumnezeu minuni. Dacă nu face Dumnezeu minuni, e spectaculoasă. Dacă, nu știu, eu vă spun sincer, la început tot am auzit așa povești, că Dumnezeu lucrează într-un mod special și Domnul dă numele Lui. Dă numele Lui, dacă te implici în lucrarea Lui, Domnul îți dă numele Lui. Și eu vă spun sincer, mă gândeam eu la început, probabil și eu voi primi în numele Domnului nu știu ce.
Și ani de zile am trecut cu această impresie, o să vină cineva în numele Domnului, pentru că mă duc Evanghelia și o să zic, uite, un apartament în numele Domnului, o casă în numele Domnului. Că am auzit alte mărturii că ori primit în numele Domnului o casă, un apartament. Și eu, vă spun sincer, la 20 de ani, văzând că n-am salar mare la vremea respectivă, am decent, așa nu e foarte mare, și m-am gândit, 100% Domnul va face o minune pentru mine, va veni cineva din America, din Germania, din Anglia, mă gândeam, deja și făceam planul cam de unde vin. Dar n-am realizat faptul că Dumnezeu lucrează în mod diferit. Nu întotdeauna Dumnezeu face minuni. Mi-au găsit contextul potrivit. Vine cineva la noi și ne întreabă cum ați putut avea copii, că uite, noi n-avem copii. Știu că și voi n-ați avut ani de zile copii. Și ne-au spus că și-au luat nu știu cum și ne-au deschis ochii. Și așa Dumnezeu din aproape în aproape ne-a ajutat și ne-a luat proprietatea noastră. Dumnezeu nu întotdeauna face minuni. Poate zici la fel cu un serviciu. Bă, dacă ar veni unul să-mi pună un contract generos pe masă, s-ar putea. Dacă ar veni, nu știu, să-mi dea cineva o mașină, s-ar putea. Dacă ar veni cineva să-mi zică, auzi, director general te fac peste noapte, s-ar putea. Dumnezeu face semne și minuni, dar nu întotdeauna Dumnezeu lucrează așa. Dumnezeu lucrează în general pe o cale naturală. Îți dă minte, îți dă înțelepciune, îți dă putere de muncă, îți dă înțelepciune să știi să gestionezi resursele. Așa lucrează Dumnezeu. Însă e foarte important să înțelegem că în viață mai trebuie să spunem nu și la acele lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu. M-am gândit așa la Acan, vă aduceți aminte? Dumnezeu spune să dați prin nimicire toate lucrurile acelea din Ierihon. Și ce vede Acan acolo? Vede o manta frumoasă de șiniar, o haină frumoasă, pe care o purtau milionarii zilor acelora. E o vorbă care spune că haina îl face pe om și unii cred prostia aceasta. Adică dacă te îmbraci nu știu cum, domne, oamenii o să te trateze nu știu cum. Și zice, auzi, de ce să ardem haina aceasta frumoasă de șiniar? Ce frumos mi-ar sta cu haina aceasta. Apoi acolo este argint și aur, care spun teologii ar fi fost echivalentul unei vieți întregi de muncă. De ce să ajungă la casa lui Dumnezeu aurul și argintul acesta? Sau știu, să se prăpădească. De ce să nu-l iau eu? Eu, soția mea și copiii mei să avem ce să mâncăm din belșug. Dintr-o dată pot să am o haină extraordinară? Dintr-o dată pot să am bani pentru toată viața să nu mai fac absolut nimic. Și omul acesta, pentru că inima lui poftește, chiar el însuși spune, am poftit mantaua aceea, am poftit aurul, am poftit argintul, pentru că și-a împlinit pofta păcătoasă. Omul acesta ajunge în situația în care își distruge familia și ajunge să fie ucis cu pietre de popor, pentru că a venit mare necas peste poporul Israel. Cele trei ispite de după botez pentru voi, dragii mei, și pentru fiecare dintre noi. În primul rând, pune sub semnul întrebării ce spune Dumnezeu. Identitatea ta, ascultarea ta de Dumnezeu, oare chiar trebuie să-L asculți? Oare te va ajuta Dumnezeu? În al doilea rând, fii mai preocupat de nevoile tale pământești, fii mai preocupat de confortul tău, de succesul tău, de acceptarea celorlalți, decât de Dumnezeu și de împărăția Lui. Trei, nu mai spune stop la nimic din ce-ți dorește inima. Pofta oricare ar fi ea, puterea și de asemenea minunile. Să-L forțezi pe Dumnezeu să facă minuni, spune Scriptura, este o ispitire a lui Dumnezeu. Să facă Domnul semne și minuni. Dar dacă Domnul nu vrea să facă semne și minuni în situația respectivă, lucreze Domnul cum o vrea. Important este să lucreze. În secolul 12, undeva pe muntele Sinai, este o mănăstire, mănăstirea Ecaterina. În secolul 12 a fost pictată o pictură foarte interesantă. E scara urcușului spiritual. Scara aceasta are 30 de trepte. E de la baza pământului și în capăt, în cer, stă Domnul Hristos înconjurat de îngeri. Oamenii de toate vârstele și condițiile urcă pe scara aceasta. Tot felul de diavol sunt acolo de față și încearcă să îi tragă pe oameni, să îi momească, să se dea jos, să cadă de pe scara urcușului dumnezeiesc. Sunt și îngeri acolo care să încurajeze, nu te lăsa, ai căzut o treaptă, nu te da bătut, ridică-te și du-te mai departe. Asta este imaginea, jos la baza scării stau oamenii și se uită cum unii urcă, alții cad. Și am stat și m-am gândit, asta este condiția omului pe pământ, a credinciosului, a voastră și a fiecare dintre noi. Să urcăm pe această scară spre Dumnezeu. Scara aceasta este scara virtuților, este scara lepădării de tot ce este fire și păcătos. Este o scară în capătul căreia stă Domnul Hristos. Vor veni tot felul de ispite, vor veni tot felul de încercări, să te dai jos de pe scară, să alunici. Toate ispitele lui Hristos vor fi și ispitele voastre și ispitele fiecare dintre noi. Important este să rămânem în picioare. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă se întâmplă să cazi o scară sau două, apucă-te imediat. Și nu te da bătut, ridică-te. De fapt, ceea ce face diferența în viață nu este neapărat viteza de alergare. Nu este neapărat, nu știu, ușile foarte bune deschise în viață. Am văzut lucrul acesta. Marea diferență o face în viață rezistența. Faptul că niciodată nu te dai bătut. Faptul că întotdeauna te duci mai departe. Ne caz în familie, bă, nu ne punem capăt zilelor.
necazuri în familie, nu ne batem, nu ne certăm, ne despărțim, ne înțelegem și ne ajută Dumnezeu să trecem mai departe. Nu ies bani cum am vrea noi ca altă dată. Bun, nu-i capăt de lume. Va duce Dumnezeu vremuri mai bune. Trebuie să te oțelești cu asta. Nu știu, îți merge greu la locul tău de muncă. Mă, nu te duci, te arunci în criș. Te duci mai departe. Niciodată să nu te dai bătut. Ăsta este cel mai mare secret al vieții. Niciodată să nu te resemnezi. Niciodată să nu te dai bătut, să te duci mai departe. Ai căzut spiritual. O săptămână tumultoasă spiritual, ești trântit la pământ, nu te dai bătut, te ridici mai departe, spui: Doamne, am căzut, îmi pare rău, mă ridic, și Dumnezeu îți va da biruință. Nu te-ai rugat, nu ai postit, ai lăsat-o mai moale cu biserica, ai falimente în viața ta personală, nu zici: gata, Doamne, aici ai tot. Nu, te ridici și mergi mai departe. Rezistența e foarte importantă. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu: chiar dacă am căzut de 7 ori, mă voi ridica. Cel neprihănit, spune profetul și spune înțeleptul, de 7 ori cade, ce face? Se ridică. Iar profetul spunea: chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Să vă ajute Domnul să urcați pe această scară și pe noi toți să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Și dacă se mai întâmplă să alunecăm, să ne pocăim, să ne pară rău și să ne lăsăm de Domnul orice ar fi. Când m-am dus la institut la București, aveam 18 ani, cel mai departe am fost până acela Debrețin. Când am ajuns la București, a fost o altă viață pentru mine, 4 ani de zile, dar mi-a dat un sfat atât am eu, bunicul meu din partea lui mămica, și îmi spunea în felul următor: Danu, tati, te duce, zice, în lumea mare, pentru dumnealui, nu mă păcoli pe la Margheta, au mai fost, zice, te duce în lumea mare la București, dar îți dau un sfat, orice ar fi, de Dumnezeu să nu te lași. Orice ar fi, de Dumnezeu să nu te lași. Ăsta e sfatul meu pentru voi și pentru noi toți. Orice ar fi, dar de Dumnezeu să ne lăsăm. Pentru că viața cu Dumnezeu este cea mai frumoasă viață, slăvit să fie Domnul. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea fiecare dintre noi să ne rugăm în momentele acestea. Aș vrea să ne rugăm, să ne mai rugăm o dată pentru Radu și Mariana, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și aș vrea să ne rugăm fiecare dintre noi pentru noi înșine. Spune: Doamne, dă-ne putere să rămânem în picioare. Și dacă am alunecat, am căzut, ai milă de noi și iartă-ne. Și în această zi, dă-ne putere, Doamne, să nu mai punem sub semnul întrebării ceea ce Tu ne spui, ceea ce Tu ne promiți. Doamne, ajută-ne să nu mai fim preocupați mai mult de lucrurile pământești decât de cele spirituale. Și ajută-ne, Doamne, să mai spunem stop la toate lucrurile care pe Tine te supără, la toate lucrurile care ne distrug viața, familiile, la toate lucrurile care ne distrug pocăința. Și fie în această zi, ziua unui nou început pentru fiecare dintre noi. Chiar asta aș vrea să fie rugăciunea noastră. Doamne, dă-ne tuturor un nou început cu Tine. Ne rugăm cu toții Domnului.